fost odată ca niciodată un frumos tărâm unde toată lumea trăia în armonie. Copacii apărau florile, fluturii se jucau cu păsările, ploaia îmbrățișa ogoarele și tot anul lumina soarele. Soarele îi ocroti din totdeauna, iar făt frumos îndrăgostit era de soare într-una. Toată lumea, soarele și făt frumos trăiau ferice pe pământ, voios. Fată și gata, mamă! Fată și gata și tu! Fata face aia ca tu! Supă fost de mult și voi, supă și țucă la voi, supă și țucă și voi, supă face aia ca voi, într-o zi, laur balaur, soarele a răpit și nimeni n-a mai rămas pe pământ fericit.
și-au unit puterile pentru a lupta pe Laur Balaur de a-l înfrunta. Uite așa, de fiecare dată, Laur Balaur a adus nenorocire printre oameni. Și iată că, an de an, fiecare popor încearcă să-și unească forțele pentru a-l înfrunta pe Laur Balaur și pentru a readuce primăvara înapoi. A venit momentul să-l învingem, unindu-ne forțele. Și doar prin talentele noastre ne putem demonstra puterea. Un copil, prin dorința sa și prin încrederea sa, poate urni munții din loc. Așa că, haideți să ne lăsăm călăuziți astăzi de toți cei mai frumoși, cei mai talentați copii din Republica Moldova. Bună seara! Ne bucurăm foarte mult faptul că în scenă astăzi avem cu adevărat talente frumoase ale Moldovei și în sală avem persoane care poate să-i susțină prin aplauzele dumneavoastră. Credeți-mă, merită să-i aplaudați, fiindcă au nevoie de susținerea dumneavoastră. Vreau să vă zic că Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico a format o armată de tinere talente pentru a demonstra că și în Moldova avem artiști neînfricați, gata să lupte pentru binele nostru. Cei mai talentați, cei mai curajoși, cei mai neînfricați copii ai Moldovei, haideți să readucem lumina și bucuria pe frumosul nostru pământ moldav! Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră vine ansamblul de dans Copilărie Dans, conducător artistic Ivanova Olga. Thank you.
Da, cu adevărat talentați copii. Ansamblul Copilărie Dans, conducător artistic Ivanova Olga. Oxana, ia spune-mi, te rog, dar ce capacități trebuie să posede un adevărat artist? Bună întrebare. Deci, eu cred, în primul rând, el trebuie să fie talentat, frumos, bun, ambițios, curajos. Păi și cum crezi că există cineva din artiștii noștri care are aceste capacități? Desigur. Spre exemplu, următorii copii, iată-i, sunt foarte ambițioși și anume ei ne vor aduce spre soare. În scenă se invită colectivul Rapsodia, conducător Baraban Șicova Natalia. Corul Rapsodia, conducător artistic Baraban Șicova Natalia. Forța care vine din sudul Moldovei pentru lupta cu Laur Balaur. Bâlgarski Izvor, orașul Taraclia, conducător artistic Elena Mișcoi. Thank you.
Bulgărski izvor, conducător artistic Elena Mișcioi, orașul Taraclia. Aplauzele dumneavoastră, ansamblul de dansuri Speranța. Cu adevărat vedeți frumoși dansatori, cei care duc mai departe anume acel element care se numește trecutul nostru și tradițiile noastre. Ansamblul de dansuri populare Speranța, conducător artistic Tatiana Usataia. Totodată se spune că puterea stă într-o unitate întreagă. Dacă suntem cu adevărat uniți unul cu celălalt, vom putea învinge peste tot. Invit în fața dumneavoastră ansamblul de dansuri din orașul Călăraș, Codrinii, conducător artistic Furculiță Gheorghe.
Codreni, conducător artistic Furculiță Gheorghe. Invit în fața dumneavoastră școala internat pentru copii hipoacuzici, satul Hârbovăț. Conducător artistic Rutkovski Petru. Deși nu pot auzi, pot vorbi cu sufletul lor. Asta foarte mult contează și înseamnă că forța lor este una de neoprit. Aplauzele dumneavoastră pentru ei! Aplauze pentru cei mai sinceri, cei mai adevărați artiști. Și evident că daruri pentru acești copii, școala internat pentru copii hipoacuzici, satul Hârbovăț. Aplauzele dumneavoastră pentru ei. Cântă și dansează împreună cu noi. Și evident că avem aici și ansamblul Codrenei, pe care vă rog foarte mult încă o dată să-i aplaudați. Se zvonește că anume cântecele noastre erau create pentru a îmblânzi stihiile naturii și ale sufletului. Există cântece pentru fiecare sentiment omenesc. Există cântece ale soarelui și ale apelor. Cântece care vindecă, care îmbărbătează, care învață. Și anume cântecul nostru ne face mai puternici, mai neînfricați, fiindcă el nu este un soi de divertisment pentru noi, ci un descântec al poporului nostru. În fața dumneavoastră, colectivul Iedera, condus de surorile Osoianu. Dacă-i mozgini, dragălașe, dacă-i mozgini, mozgini.
ansamblul etnofolcloric Iedera, condus de surorile Osoianu. Și totodată, ansamblul de dansuri populare Codreni, conducător artistic Furculiță Gheorghe. O altă frumoasă calitate al artistului este frumusețea, fiindcă frumusețea cu ușurință poate învinge răul. Exact. Doamnelor și domnilor, zânele din ansamblul Soarele, conducător Poplavski Lidia, întâlniți-i! Ansamblul Soarele, conducător Poplavski Lidia. Următorul colectiv artistic vine tocmai din Tiraspol pentru a-și uni forțele în lupta cu răul și ca să ne ajute să readucem soarele pe meleagurile noastre. În scenă se invită Millennium, condus de Gaiduc Olga. Thank you.
în scenă a evoluat colectivul Millennium. Conducător artistic, Gaiduc, Olga. Oxana, deși vreau să zic că maestria micilor noștri artiști este destul de puternică pentru a se lupta cu Laur Balaur, totuși lume de peste lume, din toate colțurile lumii, de pe tot globul pământesc, au venit aici ca să-și aducă aportul și să antreneze micile noastre talente în următoarea luptă cu Laur Balaur și au adus aici cele mai frumoase elemente din cultura lor. După cum am mai spus că frumusețea învinge răul, cei care au fost au adus frumusețea culturii și vin următorii din Irlanda să aducă frumusețea culturii chiar din Irlanda. Colectivul Temperamento, conducător Grigoriev Igor. Întâmpinații! Temperamento. Temperamento, conducător artistic Grigoriev Igor. Am împrumutat și din munții Caucazului agerimea vulturului pentru a fi abil în lupta decisivă. EOZ, ansamblul dansurilor popoarelor lumii, conducător artistic Angelina Pavel.
actor Angelina Pavel. Spania ne comunică că alungă iarna și cheamă primăvara în ritmul castanietelor. Astfel, dacă vrei să devii învingător, dansează flamenco alături de colectivul flamenco, conducător Marta Madan. Flamenco, unicul colectiv în care mămicile dansează împreună cu fiicele sale. Un tandem frumos care merită aplaudat și susținut. Flamenco, conducător artistic, Marta Madan. Flamenco, conducător artistic, Marta Madan. Succesul în mare parte stă în voința de a învinge. Să ne străduim, deci să biruim. Versia, conducător artistic, Sârbu Inga. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my
lost again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Conducător Sârbu Inga. Lupta dintre bine și rău durează o veșnicie, dar important este ca într-un final să învingă binele. În scenă se invită colectivul Fericire, conducător Bantiuc Nadejda. Thank you.
Ansamblul de dansuri moderne Fericire, conducător artistic Bantuc Nadejda.